Marșul pentru viață de anul acesta se va desfășura sub deviza Ajută mama și copilul, ei depind de tine și se va desfășura tot sâmbătă 25 martie de la orele 10:30 de minute, cei aproximativ 700-1000 de participanți așteptați să participe la marș se vor reuni în piața Roman Mușat, de unde vor porni pe un traseu aprobat de autoritățile publice locale, deplasându-se numai pe trotuar. Comunicatului pe care l-au dat organizatorii la nivel de Roman, aici la nivel de Roman fiind doamna Simona Bejan, întâlnirea va avea loc în piața Roman Vot, începând cu ora 10:30. După ce se adună lumea, probabil vor fi un discurs, două, și apoi se va merge pe marșul propus și aprobat de către autorități pe bulevardul, pe trotuarul de pe bulevardul Roman Mușat, se face pe strada, la stânga, pe strada Veronica Micle, apoi pe Tineretului și Dobrogeanu Gherea și din nou înapoi pe piața Roman Mușat, pe bulevard, pe trotuarul de bulevard. Preotul Francisc Fărcășel susține că, din păcate, și în Roman și zonă se fac încă foarte multe avorturi la cerere. Scopul marșului este, potrivit organizatorilor, acela de a conștientiza familiile, societatea și autoritățile despre faptul că viața este un dar de la Dumnezeu și trebuie prețuit ca atare. Biserica condamnă și mijloacele de contracepție. Din statistici știm că, din păcate, și în zona Romanului se fac încă avorturi. Mulți dintre medicii au renunțat totuși. Nu am un număr, probabil organizatorii au, dar știu că la nivel național, din păcate, suntem și european, suntem pe primul loc în Europa la numărul de avorturi. Și în zona Roman văd că există această problemă, ca și preot simt lucrul acesta, aud persoane care mai vin la spovadă și, din păcate, și asta se fac în zona Romanului. Da, eu sper să aibă ecou organizatorii. Am văzut că estimează undeva la 700 până într-o 1000 de persoane. Eu sper să fie chiar mai multe, pentru că, de fapt, noi acum adunarea aceasta și marșul acesta nu este pentru o lege anume, ci pentru conștientizare, inclusiv asta, societății, că există această problemă, că sunt femei în criză de sarcină și, din păcate, femeile nu au altă opțiune în acel moment și aleg să facă avort, deși ar fi și alte opțiuni, de exemplu, sprijinul și, eu știu, mobilizarea societății în a le sprijini, chiar și financiar, dar mai ales... Bine, dar problema... există și mijloacele contraceptive... Da, așa cum știm, inclusiv mijloacele contraceptive sunt tot împotriva vieții și nu cred că mijloacele contraceptive sunt o soluție. Cred că cea mai bună soluție este educarea spre viață, conștientizarea faptului că viața este importantă, că viața este darul lui Dumnezeu și că nimeni nu are niciun drept să manipuleze sau să manevreze viața în niciun fel. Marșul pentru viață este o acțiune la nivel național aflat la a 6-a ediție la care participă toți creștinii care prețuiesc viața. Marșul nu este organizat de Biserica Catolică. Marșul este național și este și apolitic și aconfesional. Pe de altă parte, și catolicii trăiesc în această societate și, din păcate, lucrurile acestea se aud și oamenii, din păcate, chiar și cei catolici, chiar practicanți fiind, din păcate, uneori ajung într-o situație de criză și nu văd o altă ieșire. Din păcate, asta este realitatea. Să fie... Și, într-adevăr, posibil să fie mai puține cazuri de avorturi, pentru că la noi este de mult, să zicem, lupta aceasta și educația spre educare. Dar asta nu înseamnă că noi nu trăim în aceeași societate și că oamenii nu pot fi influențați. Și preoții sunt alarmați de scăderea demografică alarmantă din ultimii ani și cred că statul trebuie să ia măsuri concrete de sprijinire a familiilor care se hotărăsc să aducă pe lume un copil. Nu doar biserica trebuie să ajute femeile aflate în criză de sarcină, ci și guvernanții care trebuie să sprijine mai ales femeile care trăiesc în medii defavorizate lângă bărbați bețivi sau violenți.
Este alarmant, într-adevăr, eu zic că cel puțin în ultima perioadă societatea a devenit un pic mai conștientă. Sunt, într-adevăr, multe persoane care se gândesc la lucrul acesta, dar nu e suficient doar să vorbim. E important și să ne mobilizăm. Acest marș pentru viață poate să fie o conștientizare a societății, nu numai decât a mamelor că avortul este un lucru grav, dar și a societății. Trebuie să facem ceva pentru aceste persoane care sunt în această criză de sarcină, ca ele să nu aleagă avortul, ci să aleagă să dea viață, să fie sprijinite, de ce nu, iată, material din partea statului, dar până la stat, sprijinite poate chiar din partea persoanelor care chiar au această posibilitate. Sunt atâtea persoane care nu au copii, care nu reușesc să aibă copii sau care au un copil, doi, și poate că ar reuși, chiar dacă nu se adopte, dar un fel de adopție, să zicem, la distanță, în sensul de a oferi un sprijin acelei persoane. Și atunci persoana are curaj de a da viață. Sigur, acolo unde ne gândim și la familiile cu probleme, cu alcool, cu băutură, deja acolo intrăm în alt domeniu și sigur și domeniul ăsta este destul de grav. Când femeia este forțată să rămână însărcinată, când nu are absolut deloc resurse, ba din contra și violență din partea soțului. La secția maternitate a spitalului din Roman nu se mai fac avorturi la cerere de câțiva ani buni. În primele două luni și jumătate ale anului acesta au fost efectuate totuși un număr semnificativ de întreruperi de sarcină. De pentru care am luat legătura cu secția de obstetrică ginecologie, întrebarea domniei sale se referea la faptul la avorturi și dacă se fac avorturi la cerere în spitalul nostru. Din discuțiile cu reprezentanții secției de obstetrică ginecologie, am înțeles că noi în spital nu efectuăm avorturi la cerere. Avorturile la cerere se fac doar în cabinetele private din orașul Roman sau din orașele din vecinătatea Romanului. Însă, tot ca să răspundem la o întrebare adresată de doamna Ordean, din discuție am înțeles că în momentul de față nu mai există obligativitatea de a raporta numărul și tipul de chiuretaje la cerere către diverse instituții ale statului. În cadrul secției noastre de obstetrică ginecologie se practică doar chiuretajul evacuator la pacientele care vin cu metroragie, cu sângerări, adică în cazul unui avort incomplet sau al unei sarcini oprite în evoluție. Și ca statistică, pentru primele 3 luni ale anului, avem un număr de 13 avorturi incomplete și 24 de sarcini oprite în evoluție, care au fost tratate în cadrul secției noastre. Și mai mult decât atât, aș dori să subliniez că în ambulatorul de specialitate al secției de obstetrică ginecologie este promovată contracepția și în urma acestei promovări s-au înregistrat scăderea ale sarcinilor nedorite la pacient. Preoții catolici și ortodoxi continuă în predicile lor să sfătuiască familiile să promoveze viața, atrăgând atenția asupra faptului că mama și copilul trebuie protejați și ajutați. Romanul se alătură prin acest eveniment celor 280 de orașe din România și Republica Moldova care organizează astfel de manifestări dedicate vieții.